lumini, cameră, groază. Fiu, tu erai conte Liliacula. Da, zburam, adică voiam să te văd. N-ai zis că e un film de groază? Așa credeam, mă făcea să visez urât. Ha! Se pare că te speriai destul de ușor. Tu vorbești? Ții minte când te alerga Woody prin casă cu păpușile din șosete? Îmi revin amintirile de fiecare dată când își dă pantofii jos. Pun pariu că putem face un film mai înfricoșător decât chestia asta cu șosetele lui Woody. Da, poate aș putea. Din, am spus noi. Poate aș putea. Hei, stai jos acolo în față. Patru înghețate cu viermișor suculenți. Wow, poftă bună. Hai, ce-ai cu Din? Nu l-am văzut din seara cu filmul. Nu știu, stă închis în camera lui de zile întregi. Da! Priviți aici, teroarea pură! Orice, dar nu hârțogărie! Nu! Cel mai înfricoșător scenariu scris vreodată. Teroare pe insula păpușilor șosete? Tu ai scris asta? Da, acum tot ce trebuie să facem e să-l filmăm. Noi? Ce e un film cu monștri fără monștri adevărați? Și păpuși șosete? Nu doar păpuși șosete, păpuși șosete zombi mutante! Nu permit ca viziunea mea să fie compromisă. Ce facem prima dată? Casting! No, nu vreau să primesc chiar rol de vârcolac. Dar ești un vârcolac? Păi da, dar vreau să îmi extind aria. Să joc și eu pe bune. Oh, bine, arată-mi ce poți. Bine. Vorbești cumva cu mine? Da, potaie, cu tine vor... Nu mai e nimeni aici, sigur că vorbești cu mine. Acum joacă? Nu-mi dau seama. Te la... Bine, potaie, mulțumim, e suficient. E chiar groaznic. Da, chiar cred că juca. Bine, ce-ar fi să... Potaie, ne-ar plăcea să joci rolul asistentului Țignit. De ce-i Țignit? Că-i vârcolac. Oh, super! Următorul! Aceasta e o scenă din filmul Rapid și Iute la mânie! Cred că am înțeles partea cu Rapid, dar ce zici de Iute la... Iute! Iute! Ai fi perfect în rolul profesorului nebun. Următorul. Oh? Super! Poți juca rolul călăreții fără cap? Scuze, dar nu vreau să fac scene fără cap. Următorul! A fi sau a nu fi? Aceasta-i întrebarea. Mai nobil e să rabzi în cugetoare, săgeți și praști ale ursitei rele, sau apucând o armă să curmi ale restriștilor Noian? Să pieri, să dori nimic mai mult. Wow! Brain Freeze! Ești uimitor! Poți să iei ce rol vrei tu! Oh, nu! Nu vreau să joc, omule! Vreau să fiu cameraman! Următorul! Sunt doar o fată care stă în fața unui băiat rugându-l să o iubească. Oh, bine, a fost super gnat. Poți juca doctorul malefic. Mereu joc băiatul rău. Vreau să joc eroul neînțeles. Imposibil. Eroul e o tipă drăguță, curajoasă, care salvează lumea. Ea e inima filmului. Sunt drăguț și mă prefacă-s curajos. Stai, credeam că eu sunt inima filmului. Tu ești cameramanul. Cred că personajul meu ar trebui să aibă accent scoțian. Hei, poți să apar la distribuție ca potaiecuțul la cheie. Din, am depășit deja bugetul cu 60%. Fiecare joacă ce rol vrea. Da, un contract standard trebuie să semnați pe linia punctată. Toată lumea pe poziții. Liniște pe platou. Liniște, liniște pe platou. Lumini. Lumini.
camera. Acțiune! Acțiune! Eu vreau să joc primul scenă de acțiune. Iubesc acțiunea. Acțiune! Ora, amatorilor! Nu pot lucra cu oameni ca voi. În regulă, toată lumea, am terminat. Cum? De-abia am început. Scuze, dar mai avem de filmat 78 de scene diseară. Hai la treabă! Vă rog, vă rog, nu mă transformați într-o păpușă șosetă zombie mutantă. E destul curaj pentru voi? Leagă acolo, lup mutant. Asta bune. Mai vârcolește. Da, stăpâne! Tăiați! Rezolvăm la montaj. De ce trebuie să port asta? Pentru că mi-ai spus tot timpul că am depășit bugetul, așa că am concediat un actor. Revin amintirile. Spune-mi că nu e făcut din șosetele lui Woody? Am pus groază în filmul de groază. Acțiune! Acțiune! Sărută-mă, tont malefic! Hei, vezi pe unde mergi? Scuze, nu văd absolut nimic! Îmi acoperi partea bună! Ha, tu nu ai o parte bună! Da! Nimeni nu vorbește așa cu vedeta! Filmat! Bravo, gardian! Acum trebuie doar să... Spune-mi că ai filmat tot, Brain Freeze! Sunt gata când ești tu, regizore! Poate îl mai pot salva la editare. Vrei să zici că eu îl pot salva în editare? Ce? Clauzele contractului, pe care l-ai semnat, îmi dau mie varianta finală. Mi-am angajat propriul editor să o facă. Vrei film cu blaț subțire sau pufos? Se pare că tot orașul a venit la premiera celui mai bun film al anului. Avem așteptări mari de la regizorul scenarist debutant Dean. Preveți, a ajuns actorul principal, Dr. Nat, pe covorul roșu. Haide, Dean, poate nu e așa de rău? Du-te tu! Nu pot să-mi văd visul transformat în coșmar. Nu asta îți doreai? Nu! Nu va fi coșmarul meu! Scurs noi. Am mai văzut eu lucruri rele în război, dar asta a fost... Nu se pot dormi vreo săptămână, omule? Sunt îngroziți, sunt super speriați. Misiunea mea este exact cum mi-am imaginat-o. Sau cum mi-am imaginat-o eu. Cum? Scrie în contract că dețin toate drepturile de autor și astfel merit titlul și de regizor. Aș vrea să-mi explice cineva de ce scena cu monologul meu a fost tăiată la montaj. Ce monolog? Autograf, omule regizor. Din casa de producție e pe fir. Vor bugetul și programul pentru partea a doua și un DVD din spatele scenelor. Am terminat. Sfârșit. Lipsă de slip. Hai că poți, omule! Fii una cu valul! Există toate șansele să pic dacă voi face asta! Nu, omule! Asta te va face să pici!
Trebuie să te obișnuiești și să cazi, omule. Cred că mă obișnuiesc să pierd slipul. Wow, omule, profund. Nu, chiar mi-am pierdut slipul. Brain freeze? Asta e slipul tău. Mersi, frate. Stai, tot trebuie să-mi găsesc slipul. Ce-ar fi să-l port pe al tău cât timp îl caut pe al meu? De ce să nu-l port eu pe al tău cât timp îl caut pe al meu? Hei, uite, slipul! Nu poți să ieși din apă în... fără slip! Stai aici! Am să mă duc să-mi pun o pereche de plăci. Așa, haideți la mine. Tiki, dă-mi-l înapoi! Este slipul meu! Brainfreeze, ajută-mă! Hei, ce se petrece aici? Hei, cred că merg să ne spele hainele. Nu ne spală hainele, ne fură... Brainfreeze, ce sunt ăia? O-ți plac? Eu le zic peștelon. Și nu te teme, frate, te-am rezolvat. Omule, peștelonii mei sunt complet distruși. De fapt, cum sună mai bine? Peștelon sau slipește? Nimeni nu se relaxează în slipul meu în afară de mine. Brain freeze! Oh, da, desigur, n-am peșteloni. Trebuie să ne furișăm. M-am prins, uite acolo. Nu știu ce să spun despre asta, Brain freeze. E acoperirea perfectă. Nu am văzut nicio girafă pe insula monștrilor. În regulă, în liniște. O, frate, l-am umflat prea tare. Nu-mi zi picioarele. V-am prins acum, micuț. Vin imediat, Din. Să-mi vină sângele în picioare. Ne scapă! Fie pe aici, pe undeva. Pauză, omule! Am obosit. Brain freeze! Frate, jur că n-am fost eu. Frate! Nu, nu e ceea ce pare. Să ce Sticky! Uite acolo! Nu te duce în lumină! Vanessa! Revino-ți! Bine! Brain freeze, uite, un prosop de plajă. Frate, păi și eu. Rândul tău, apoi aruncă-mi-l înapoi. M-am prins. Brain freeze, nu l-ai pus bine. Așa. M-am prins! Îi văd! Super!
acum. Nu-ți face grijă, omule. Îi dau puțină greutate. Cine mi-a spart geamul va sfârși la mine în supă. Am văzut eu tot, s-a dus încolo. Cum arătau? Au, băi, arătau ca... Din! Și celălalt arăta ca mine, ca gemenii noștri malefici. Să aducem o oală mai mare. Nimeni nu-mi strică restaurantul. Oh, era cât pe ce. Uite-i! Dar ducem lipsă de slip din nou. Coboară dealul surdului. Ce? Wow! De unde au luat toți slipii ăia? E acum sau niciodată? Eu aleg acum! Poate n-a fost o idee așa bună. Prea târziu, deja te-ai oferit. Luați-vă ghearele murdare de pe slipi. Capitanul acum și ordon să schimbăm direcția. Wow, ai reușit, amice! Ne-ai salvonat toate hainele. Ha, cine vrea slip? Luați cât mai sunt. Uite ce cu mine suntem onorate că ne-ai invitat la ritualul uman. Cum spune că se cheamă? Seara de film a fetelor! Și a fraților! Și seara de film a fetelor presupune să fim îngropate în înghețată? Unchiul Woody a descoperit magazinul la îngrot de lângă casa lui Butterfield. Toate astea cu doar $12, frate? Așa e că super! Doar 3 fete și un frate mai mic. Nu tu, monștri enervanți, nu tu, țipete, nu! Doctor Petrecere, chiar aici pentru voi, eu! E timpul să înceapă petrecerea! La ce ne vom uita? Creatura care s-a întors din Vlaștina Neagră să terorizeze adolescenții în capada părăsită! Scrie că e interzis copiilor sub 13 ani. Sigur nu e prea înfricoșător pentru micuțul Dan? Din, și nu, voi fi bine. Să nu spuneți că nu v-am zis că ne va ține treji cu plânsetele lui. Cred că am auzit ceva afară. Da, ți se pare iar, drag. Ce? Sfârșit. Wow, a fost înfricoșător.
Bine că nu cunosc vreo creatură. Doar protejam laștina. Cred că adolescenții isterici erau personajele rele. Păi, mă bucur că nu-i adevărat. Dane, poate ar trebui să vii și tu. Adică nu vreau să ne trezești la miezul nopții, fiindcă ți-e teamă să mergi singur. Dane, și nu am nevoie iar. Ba da, ai, ai, chiar ai. Ha? Haide, vreau să dorm. Opa! Doug, ajutor, vin aici! Aș prefera să nu, sunt sigur că te descurci. Uite! E doar un copac, nu e niciun monstru. Cel puțin nu afară. Treziți-mă! E creatura! Salvați-mă! Sunt prea important ca să pierd! Ți-am spus că nu e... Ce? Ce este? Am ceva între dinți? Da, sigur, m-am îngreșat un pic. Nu, Knat! În spatele tău! Ha! Vedeți? V-am spus eu? Creatura! Și... Vedeți? V-am spus eu? Creatura! Camera de refugiu? Woody a luat-o de la magazin, de unde a luat și înghețata. Ah, bine. Dar o cameră de refugiu? Cred că a venit la pachet cu generatorul. De ce are nevoie de un generator? Ne aude monstrul! Nu te teme, cât timp e curent, nimeni nu poate deschide ușa. Creatura a tăiat curentul. Fără curent, ușa e inutilă. Dacă stai să te gândești, nu e proiectată prea bine. Generatorul! Dacă putem porni generatorul să vină curent, ușa camerei de refugiu se va închide iar! Spre generator! După tine! Ar fi fost mai ușor să mergem nevăzuți dacă nu mergeam după noi cu o flacără vie! Da, dar în timpul ăsta s-a lovit cineva la DGT pe întuneric? Nu! Cu plăcere! Toată lumea bine? Da, desigur. Da. Tati, unde e doctor Nat? Oh, nu! Am impresia că l-a prins creatura. Ar trebui să-l salvăm. Noi am crezut că te-a prins creatura. Ce? Nu, am speriat-o. Serios? Da. Da, i-am zis, pleacă de aici, nămolăsule, așa și așa. Atunci, de ce te ascundeai în gunoi? Nu știu, dar nu mă ascundeam acolo, asta e sigur. Asta ar fi umilitor. Cu siguranță. Bun, păi, cred că ar trebui să revenim la generator. Bine, acolo e generatorul. Trebuie să meargă unul dintre noi. Nu te teme, Janice? Merg eu. Te duci tu? Păi nu sunt un laș egoist ca Dwayne. Acum ajutați-mă un pic. Acum tot ce trebuie să faci e... Tot ce trebuie să fac e să zic la revedere. Oh!
Oh, nu, 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 nu! Mami! Ha! Ne băzâim mai târziu! Albinele! Nu, albinele! Calmează-te, amigo! Ochi Rudy! Îmi spui și mie de ce căutăm biochestiile astea? Alge bioluminescente! Ajung la țărm în perioada asta anului și pentru că sunt tari! Păi, am cam fost ocilar toată noaptea și singura chestie fosforescentă găsită e perechea asta de pantaloni! A, ochii mei! Stai o secundă, cred că am văzut ceva! Nu, cred că alea sunt alge, nu? Seamănă cu un zar! Ca în jocuri! Vrei să spui zare? Practic, zarul este forma de plural corectă! Tare! A, practic, s-a făcut cam târziu și... Oricât de entuziasmat aș fi de pantalo... E un dulap normal! Un dulap normal, zici? Păi, eu spun că e un dulap închis! Și ăsta e un lucru bun! Este? Da, fiindcă eu deschid dulapul doar când e timpul pentru hrănirea rechinilor! Aveți dreptate, nici mie nu-mi place jocul. E doar un joc. Doar un joc? Mă întreb dacă mai spui că e doar un joc când te voi pune să mergi pe scândură. Oh, vai, uitasem că am pierdut cartonașele cu puncte. Bun, noi doar scormonim prin dulapul cu jocuri. Asta crezi tu? Că doar scormonim prin dulapul cu jocuri? Da? Da, păi, cam asta facem. Ce avem noi aici? Omoara lui Scallywag. Un joc de șansă sau posibil a doua șansă pentru cei care vor să împărăsească nava cu tot cu suflete. Dacă vom câștiga? Putem să plecăm? Așa să fie, vreți sau nu? Vrem! Nu așa repede! Eu nu am ieșit încă din joc. Aici scrie că dacă traficantul dă cu zarul 6-6, atunci revine în joc. Acum nu știu ce să zic. Știi că regulile te pot înșela uneori. M-a felat dat duble fără o pereche de zare. Da, despre asta pare că ai omis câteva detalii importante. Zaruri, nu zare. Plec eu în zare dacă nu te grăbești. Nu ai dat dublă? Ați pierdut! Vezi, rămâne aici pentru... Ce pui la cărămice? Ai dat deja și ai pierdut! Dar nu scrie nicăieri că trebuie din prima... Pe toate scoicile mării! Oh, și vreau avantaj pentru că am stat închis până drept, așa că... Să jucăm! Ha! Ochi de șarpe marin! Înseamnă că stai o tură și iau eu cartea care ți-ar fi picat! Răscumpărarea regelui. De câte ori oponentul dă cu zarul număr par, trebuie să-ți ofere bănuți. Băi, din fericire pentru mine am... Viziune dublă. Cartea asta dublează valoarea celei de dinainte. Nu, nu asta. Am greșit. Bănuții, algă. Neața, Brainy, ai început de vreme. Cred că va fi super petrecerea de diseară. Sigur că da, micuților. Petrecerea de lună plină va fi mai tare decât orice survival din lume. Și mai tare? Se pare că unii dintre voi nu v-ați revenit de la ultima petrecere. Cel puțin speram să fie mai tare. E totul în regulă, omule? E vorba de potaie. Niciodată nu vine. Speram că dacă dau tot ce pot acum, poate va veni. Dar nu are rost. Nu vine niciodată la petrecerea de lună plină. Relaxează-te, Freezeman. Ți-e cel mai bun prieten. Sunt sigur că are un motiv bun. De fapt, e potaie. Sigur e un motiv stupid. Nu știu, micuților. E mereu ciudat când vine vorba de asta. De parcă vrea să-mi ascundă ceva. Gata. Acum totul va fi bine. Hei, potaie, ești acasă? Oh, hei, amici, mă bucur că ați venit. Ce pui la cale? Doar repar asta. Da.
Potaie, Brain Freeze se întreba dacă vei veni diseară la petrecerea lui. Trebuie să mă consult cu un câine sau un om. Vedeți ce zic? Ați spus că va avea un motiv stupid și eu primesc o scuză. Crezi că plimbarea asta le va rezolva problema? Mă îndoiesc, dar acum că am scăpat de ei, putem căuta aici indicii. Indicii? Brain Freeze are dreptate. Potaie ascunde ceva. Uite, Dean, de ce are nevoie pe o cușcă? Sunt sigur că are un motiv foarte... Sau de asta? No, doar nu crezi că... Oh, am mâncat pe cineva! Un contabil, ca să fiu exactă. Uite! Convenția de contabili sună plictisitor. Da, foarte plictisitor. A avut loc luna trecută. Oh, sunt poze! Stai, ăsta-i Hodad, asistentul lui Butterfield. Poate că-i vremea să-i facem o vizită. Vă rog, nu știu nimic. Ce birou frumușel ai tu aici. Vai, mulțumesc, tocmai l-am aranjat. Ce faci? Mai bine mi-ai spune, Hodad. Prietenul meu e în pericol și nu am o stare prea bună. Da, știm că ai fost la convenția de contabil, Hodad. Sunt un administrator foarte căutat. Nu mai suport. Voi vorbi. Stați, ce vreți să știți? Cine e prietenul tău din poză? Pentru că suntem siguri că prietenul nostru l-a mâncat. El e Walter. Nu ratăm nicio convenție. Stai, cine l-a mâncat? Când l-ai văzut ultima oară pe Walter? Ultima oară când l-am văzut a fost la convenție. Presupun că e un contabil foarte ocupat, pentru că iese o dată pe lună. Sau o dată pe lună plină? Eu cred că da, cum că ai zis. Da, e ciudat. Dar vârcolacul vostru l-am văzut și eu. Stătea mereu lângă Walter. Probabil își vâna cina. Lasă-mă să ghicesc. Niciodată în același timp. Oh, nu, în ziua următoare. Gen, cred că m-am prins. Ce e? Potaie e un vârcolac pe dos. Lasă-mă să-ți explic. Un vârcolac normal este un om care se transformă în semilup, semi-om, când e lună plină. Și ca un om să se transforme în vârcolac, trebuie să fie mușcat de vârcolacul alfa. Ce vrei să spui? Termin imediat! Bun, Potaie nu e un vârcolac normal obișnuit, ci unul pe dos. Asta înseamnă că e vârcolac tot timpul, cu excepția nopților cu luna plină când se transformă... În om? Mai rău, în contabil. Dar stai, Potaie s-a născut câine, nu om? E un vârcolac dublu pe dos. Dar de ce se transformă într-un contabil în loc să redevină câine? Nu e evident? Dacă un vârcolac normal e mușcat de vârcolacul alfa, Potaie... A fost mușcat de contabilul alfa! Nu! Trebuie să fie invers! Potaie l-a mușcat pe contabilul alfa! Ai dreptate! Dar unde ar găsi Potaie un contabil alfa pe aici? Păi, ar putea să fie oricine! Stai o secundă! Urme de mușcătură! Tu ești contabilul alfa? Băi, nu vreau să mă laud singur! Trebuie să-l avertizăm pe Brain Freeze! Aduc eu usturoiul! Ăla e pentru vampiri! Ce bine, înapoi la drum. Dar vai de mine, nu avem motor. Brainy, e Potaie! Are o problemă medicală serioasă! Potaie e în regulă! Mulți oameni sunt plictisitori, îți trebuie ajutor, te putem salva noi! No, nu el are nevoie de ajutor. Eu aveam nevoie de salvare. Și omul ăsta m-a salvat, prieteni! Chiar aș fi preferat să port un ham.